A venit toamna și odată cu ea și sezonul conservelor. Gospodinele au început deja să caute prin piețe cele mai frumoase legume. Fie că e vorba de zacuscă, murături sau dulcețuri, româncele respectă tradiția și își fac provizii pentru iarnă. Nu de alta, dar conservele făcute în casă sunt mai sănătoase și mai naturale decât cele din magazin. Zacuscă, ardei și roșii pentru ciorbe, vinete pentru salată, gogoșari la oțet. Cum sunt prețurile? Cum vi se par prețurile? Se mai merită să faceți conserve în casă? Sau? Se merită. De ce? Se merită. Pentru că ce poți face acasă nu găsești în comerț. O zacuscă făcută acasă nu se compară cu ce e în comerț. Prețurile acceptabile. A fost mai scăzute un pic, acum s-a mai... Dar sunt foarte bune. Zacuscă, da. Și pun altceva, murături? Nu, nu pun murături, că nu prea am voie să mănânc sărat. Vi se pare mai bine să faceți dumneavoastră în casă decât să cumpărați? E mai rentabil? Nu știu dacă e mai rentabil, dar știu eu ce pun în produsul respectiv. Știu să... E mai sănătos și știu ce am pus și eu fac după gustul meu. Producătorii sunt mulțumiți de profit, dar spun că ar fi loc și de mai bine. Cam pămuchi, cam cât cheltuie aproape, dacă scoți și bani. Că-s cheltuielile mari pentru noi, mult mai mari. Să cere multe, asta este, mergem înainte. Cei de la guvern cu bani mulți și noi, muncă multă și bani puțini. Pensii mici, tragem tare. Ce să facem? Vine omul necăjit, vine, îi mai dai și degeaba mulți care... Că decât să le arunci să strică, mai bine le dai degeaba să mănânce. Ce să faci? Asta e. Mai merge, dar nu ca în alții. Cum sunt prețurile față de anul trecut? Sunt mai bune. Mult mai bune față de acum. Că au fost anul ăsta, a fost o producție mult mai bună. La toate legumele au fost o producție mai bună și au fost mai bune față de acum. Acum anul erau și roșiile, mergeau numai 3 lei, 4 lei. Anul ăsta au fost 1,50 lei, 2 lei, au fost mult mai bune. Acum, după... Așa, dacă trageți linie și faceți un calcul, sunteți în profit sau ați... E mult mai bine față de acum. Mult mai bine față de acum. Acum a fost producție mai puțină, prețul mai mare, dar puțin față de anul acesta. A fost un an foarte bun. Recolta bogată de anul acesta a scăzut prețul legumelor spre bucuria gospodinelor care vor scoate mai puțin bani din buzunar pentru o cămară plină.